Pe 14 martie 1879 se naștea la Ulm, Germania, Albert Einstein. Părinții, Pauline și Hermann, se pare că nu au avut nicio legătură cu domeniul matematicii sau cu știința în general. Nici micul Albert nu a dovedit că ar avea vreo aptitudine pentru așa ceva, fiind suspectat la un moment dat că ar fi fost retardat. Vorbea lent, cu pauze îndelungate, pentru a gândi temeinic ceea ce avea să spună. Deși în general a avut note bune, Einstein a disprețuit școala academică la care a fost trimis în München, unde succesul depindea doar de memorare și de supunerea față de autoritate. Studiul de bază l-a făcut singur, acasă, ajutat de cărțile de matematică, fizică și filosofie. Un profesor chiar a sugerat la un moment dat ca tânărul Albert să părăsească școala, deoarece prezența sa deteriora respectul elevilor față de cadrele didactice. Există persoane care spun că Einstein a suferit de sindromul Asperger, formă ușoară de autism. Nu există însă destule date care să confirme afecțiunea. Poate a fost doar un copil timid și retras. Dificultățile avute la școală ar fi putut fi cauzate de exigența profesorilor germani, iar pe de altă parte de situația de a fi un copil evreu într-o școală catolică. În 1895 dă examen de admitere la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie, însă nu reușește să intre. Este sfătuit să se înscrie la școala elvețiană din Orau, unde profesorii sunt deschiși ideilor sale. După finalizarea acestor studii, Einstein intră la Institutul de Tehnologie din Zurich. Profesorii nu aveau o părere bună despre el și nu l-au recomandat pentru un post universitar. După absolvire, Einstein face eforturi pentru a rămâne să lucreze în cadrul unei facultăți, dar încercările sale eșuează. Nu găsește decât posturi temporare la periferia vieții academice. Acum va avea însă timp să se dedice studiului, ceea ce se va concretiza în începerea publicării diverselor articole științifice. Pe 30 iunie 1905, Albert Einstein publica lucrarea Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută astăzi ca teoria relativității. Exponent al muncii uneia dintre cele mai strălucite minți din istoria civilizației umane, a cărei contribuție științifică pare să nu fie egalată de nimeni. După 1919, Einstein a devenit renumit pe plan internațional, a dobândit medalii și premii, inclusiv premiul Nobel în 1921. În vreme ce studia la Universitatea din Zurich între tânărul și chipeșul Albert și o tânără sârbă, Milena Maric, singura femeie din clasa de fizică a lui Albert, a apărut o pasiune. Familia lui s-a opus temeinic ideii de căsătorie, chiar și după ce Mileva a dat naștere unei fetițe. Această fetiță se pare că a fost dată spre adopție. După ce Einstein a obținut postul la oficiul de patente, el și iubita s-au reușit să se căsătorească, iar în 1904 și 1910 soția sa îi dăruiește câte un fiu. Se pare însă că notorietatea pe care a căpătat-o fizicianul i-a dăunat fiereții de familie. Cu așa faimă nu rămâne mult timp pentru soția sa, se plângea Mileva. Einstein s-a simțit tot mai sufocat și constrâns în această relație. A găsit consolare într-o aventură cu o verișoara sa, Elsa Lowenthal. Soții s-au separat în 1914, iar divorțul a urmat în 1919. În același an s-a căsătorit cu Elsa. Dar nu viața privată l-a făcut celebru pe Einstein, ci teoriile privind relativitatea, ce ne ajută să înțelegem timpul, spațiul, energia și gravitația.